În cadrul întrunirii de la Biblioteca Municipală Ion Barbu din Câmpulung, membrii Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu au discutat despre Europa între toleranță și intoleranță, fenomenul migrației de-a lungul istoriei. Au prezentat lucrări pe tema respectivă conferențiarul universitar dr. Claudiu Neagoe, Marin Toma, Laurenția Arnăuțoiu, Claudiu Călcâi și Cristian Militaru. Directorul bibliotecii Ștefan Ștefănescu a subliniat importanța organizării unor astfel de întruniri științifice și a promis în continuare sprijinirea publicării periodicelor Analele Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu și volumul al cincelea al publicației Cultură, Istorie și Societate. În data de 17 decembrie 2015 a avut loc cea de-a treia întrunire a Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu, care s-a desfășurat la sediul Bibliotecii Municipale Câmpulung, având ca temă Europa între toleranță și intoleranță, fenomenul migrației de-a lungul istoriei. În cadrul întrunirii, directorul Bibliotecii Municipale, părintele Ștefan Ștefănescu, a adresat un cuvânt de salut participanților la manifestare. A subliniat în acesta importanța organizării unor astfel de întruniri științifice pentru comunitatea locală, cu teme variate din istoria locală, națională și cea universală, și sprijinul pentru publicarea periodicelor Analele Cercului de Istorie Gheorghe Ibrătianu și al volumului al cincelea al publicației Cultură, Istorie, Societate. Menționăm faptul că tema dezbătută în cadrul acestei manifestări este una de actualitate în condițiile evenimentelor care se desfășoară în prezent în țările Europei Occidentale, datorate numărului mare de emigranți proveniți din teritoriile din continentul asiatic aflate în situații de conflict. Domnul profesor universitar, conferențiar universitar dr. Claudiu Neagoe a făcut o serie de mențiuni de organizatorice și a coordonat desfășurarea prezentării comunicărilor și a dezbaterilor care au urmat acestora. În cadrul acestei manifestări s-au prezentat următoarele comunicări. Conferențiar universitar dr. Claudiu Neagoe, cu comunicarea cu titlul Occidentul sub stare de asediu, migrațiile germanice în secolele 3-4 și migrațiile semite din secolul 21, analogii și comparații istorice și culturale. Marin Toma, din cadrul Universității Pitești, migrația culturii în Evul Mediu, Laurenția Arnăuțoiu, comunicarea cu titlul Originea și evoluția comunității de tătari crimeeni din Dobrogea, domnul profesor Claudiu Călcâi, o comunicare despre prezența străinilor în Mușcel, și Cristian Militaru, relațiile autohtonilor din Dacia post-romană cu popoarele migratoare. Au avut loc dezbateri pe tema migrației popoarelor din trecut și evenimentele din prezent din Uniunea Europeană și necesitatea integrării în societatea românească a emigranților care ajung din secolul acesta. La încheierea lucrărilor acestor manifestări, domnul conferențiar dr. Claudiu Neagoe a anunțat tema care va fi dezbătută la întrunirea din data de 21 ianuarie 2016, personalități istorice românești din epoca Unirii Principatelor Române. Manifestare dedicată Micii Uniri, a Unirii Moldovei cu Țara Românească, în care va fi invitat special domnul conferențiar universitar dr. Constantin Augustus Bărbulescu din cadrul Universității Pitești, decanul Facultății de Științe Socio-Umane, și care va susține conferința cu tema Daci și Romani la Dunărea de Jos, secolul 1 a.C. până în secolul 2 post-Hristos. Membrii Cercului de Istorie se vor întâlni pentru o nouă dezbatere joi, 21 ianuarie, la sediul Bibliotecii Municipale, unde vor discuta despre personalități istorice românești din epoca Unirii Principatelor Române.